Bună seara și bine ați venit la 360 de grade. Astăzi îl sărbătorim pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, dătătorul de sănătate, izvorătorul de mir și mare făcător de minuni. Prin acte văzute sau nevăzute, lucrarea tainică a îndumnezeirii se manifestă în viața noastră. Pot face minuni sfinții? Prin intermediul lor, bolile sunt alungate, bolnavii se vindecă, orbii văd, ispitele și supărările se risipesc. Prin puterea lor divină fac minuni și ajută neputinței noastre. Vom discuta despre toate acestea astă seara alături de preot Visarion Alexa, Ingrid Paciu și Lucrețiu Tudoroiu. Și pentru că tot vorbeam despre boli, alături de noi astă seara în platou se află doamna doctor, vom discuta alături de Anca Pantea Stoian, vom discuta alături de dânsa despre flora intestinală, un univers microscopic cu impact major asupra sănătății noastre, care ne asigură o bună imunitate la nivelul aparatului digestiv, dar și a întregului organism, iar sezonul rece vine cu schimbarea obiceiurilor alimentare, alături de celelalte consecințe negative asupra întregului organism. Astfel, mâncăm mai multe alimente grase, mai puține fibre și reducem activitatea fizică. Bună seara, doamna doctor, și bine ați revenit la noi în platou. Bine te-am regăsit. Cu drag. Despre nutriție, tuturor, exact, despre nutriție, despre boli metabolice, despre faptul că este bine să știm din timp cum să ne protejăm și cum să ne apărăm. Doamna doctor, ce este flora intestinală și care este rolul ei pentru sănătate? Aș începe, în primul rând, să spun că nu e un subiect pe care poți să-l dezvolți în câteva minute, dar la modul general, noi îl denumim microbiotă. Este un concept relativ nou care se pare că influențează și are repercursiune asupra aproape a întregului organism și a fiecărui organ în parte. Este vorba de un univers extrem de bogat, sunt peste 1000 de specii de astfel de microbi, să-i spunem, de bacterii și bune și mai puțin bune, care în mod firesc se află într-un echilibru. Dacă acest echilibru este perturbat, atunci evident că o parte din aceste bacterii pot să degenereze și să producă anumite boli. De la o simplă stare de oboseală, încetinirea tranzitului, în speță constipația, până la lucruri foarte serioase, cum ar fi obezitatea, diabetul zaharat, anumite boli cardiovasculare, alergii sau boli autoimune. Dacă este să fac o mică comparație, aș putea să spun că față de genomul uman, această microfloră bacteriană are de peste 100 de ori mai multe gene decât genomul nostru. Deci vă imaginați ce univers fantastic se regăsește la nivelul acestei populații, care nu se află doar la nivelul intestinului subțire sau a tubului digestiv sau a colonului. Îl găsim aproape în tot organismul, dar aici este preponderent. Undeva în jur de 400 de specii le găsim doar în tubul digestiv și undeva în jur de 30-40 de specii doar în colon. Responsabile fiind de buna funcționare a tubului digestiv, de metabolizarea principiilor importante metabolice și nutritive, asigură sinteza unor vitamine importante, dar și absorpția lor, spre exemplu cum este vitamina C, vitamina D, vitamina B sau grupul de vitamine B, acidul folic, sunt o grămadă, calciul. Este foarte important acest univers extraordinar pentru că în funcție de echilibrul lui pot să apară sau nu anumite boli sau putem să-l prevenim. Și cum anume facem lucrul acesta? Gândiți-vă doar că anul acesta la Congresul nostru european de diabet a fost cel mai mare premiu câștigat de un specialist care de 20 de ani asta face, studiază microbiota în legătură cu diabetul zaharat și obezitatea. Câtă muncă e în spate și încă nu știm toate mecanismele incriminate. Există mai multe aspecte prin care această floră, această microbiotă poate fi pe de o parte perturbată, dar poate fi la fel de bine și restabilită. Și primul lucru pe care l-aș lua în discuție ar fi curele intempestive de antibiotice pe care toată lumea le urmează mai fără recomandarea medicului. Bun. Ce se întâmplă? După un tratament de 7 zile, de exemplu, cu antibiotic, flora bacteriană bună de la nivelul tubului digestiv este sterilizată. Că de asta îi spune antibiotic. Este sterilă, da? Ca să fie refăcută, îi trebuiesc 6 luni.
Deci de la nivel de șapte, după 7 zile. Exact. 6 luni după aceea, această floră se reface. Se reface cum? Consumând o cantitate mai mare. Deci acum deja vorbim, răspunde și la a doua întrebare, ce factori influențează activarea florei intestinale, da? Exact. E vorba de alimentație. O alimentație echilibrată în fructe, legume. Noi recomandăm în general 5 porții să consumăm pe zi de fructe și legume proaspete, pentru că acelea au fibre, fibre care nu sunt digerabile, numite prebiotice, de care aceste bacterii se leagă cumva și le face să acționeze. Și ce sfat ne puteți da pentru cei care nu au voie fructe și... Asta vroiam să spun acum, că în anumite situații sunt pacienți, sunt oameni care nu pot consuma o cantitate așa de mare de fructe și legume proaspete. Și atunci, recomandarea mea din practică este, întâi, să mergem pe o dietă de cruțare, în sensul că legumele și fructele trebuiesc întâi preparate termic și încet, încet, ulterior, vom introduce în alimentație și 1, 2, 3 alimente crude, speță, fruct sau legumă. Astfel încât să reobișnuim stomacul, să reobișnuim întregul tub digestiv să digere corect, pentru că microbiota, printre altele, asta face. Ne ajută în metabolizare și în special în metabolizarea carbohidraților și lipidelor. Când dieta este dezechilibrată și consumăm mai mulți carbohidrați și mai multe lipide, evident că acea populație de bacterii care în mod firesc se ocupa de metabolizarea principiilor acestora va exacerba. Și uite, de exemplu, una dintre familii este Firmicutes, da? Care este direct legată de patologia obezității și de diabetul zaharat. Care sunt consecințele dezechilibrului florei intestinale? Consecințele florei dezechilibrului acestuia sunt multe. Și pentru că am amintit ce rol are la început, aș putea să spun că dezechilibrul produce exact reversul. De la încetinirea tranzitului intestinal sau chiar alternarea cu episoade de diaree, stări de flatulență, stări de balonare, disconfort abdominal. Cred că marea majoritate resimțim și dacă este să mă orientez după ce comunică Societatea Română de Gastroenterologie, spre exemplu, peste 70% din femeile din România suferă de asemenea probleme la nivelul tubului digestiv și aproape 22% de constipație, 67% de balonare. Deci este o situație destul de serioasă care nu poate fi trecută cu vederea și automat trebuie să găsim soluții, să îmbunătățim aceste aspecte. Și spuneam mai devreme, consumul de fructe și legume. Dar mai sunt și alte produse, sunt și lactatele, în speță iaurturile, chefirul, sana și murăturile. În special cele care se fac prin sărare, ca să zic așa, saramura sau varza murată prin murare. Ăsta este procedeul care are o cantitate mai mare de asemenea bacterii bune. În sfârșit, până la urmă, nu numai alimentația este incriminată în tulburarea acestei flore. Mai avem o altă serie de afecțiuni, să zicem așa, care pot să influențeze în mod negativ acest aspect, acest echilibru al florei. Mă refer chiar la sedentarism, la o cantitate de lichide mai mică decât de obicei, exact, deshidratarea. Pe de altă parte, ar putea fi și perturbarea ritmului de somn veche, adică o tulburare a somnului. Ne culcăm foarte târziu, obișnuim să mâncăm lucruri la ore târzii, în general snacks-uri și nu neapărat lucruri de calitate. Și bineînțeles anumite medicamente care în mod direct încetinesc tranzitul intestinal sau afectează populația bună bacteriană locală. Așa că până la a discuta concret despre ce este vorba, trebuie să identificăm care este problema și să ne axăm pe acea problemă, să încercăm să o rezolvăm. Nu întotdeauna indicațiile la modul general pot să fie benefice, trebuie practic să iei fiecare aspect în parte. Și eu aș putea să zic că pentru acest aspect am și folosesc de foarte mult timp pentru pacienții mei care suferă de aceste probleme legate de balonare, de un tranzit încetinit, folosesc și recomand un produs care din punctul meu de vedere este inovator și nu cred că doar al meu. Pentru că niciodată o tulburare a
flore intestinale și un tranzit intestinal lent este singura manifestare și atât. Întotdeauna în spate mai este și altceva. Poate fi un deficit de minerale, de vitamine. Poate fi o altă cauză patologică care trebuie investigată și atunci este bine să recomanzi, chiar dacă discutăm despre suplimente nutritive, pacientului suplimentul potrivit și, evident, medicamentul potrivit. În contextul acesta, de exemplu, întotdeauna mă orientez ca ceea ce recomand să conțină acele fructo-oligozaharide, adică acele prebiotice care, în mod firesc, nu se digeră și care ajută la activitatea bacteriilor bune de la nivelul tubului digestiv. Mai au și alte roluri, dar principalul acesta este: dacă nu ai prebiotic, adică nu ai fibre, nu vei avea nici probiotic, adică bacteriile bune. Mai mult decât atât, mă interesează să am și un beneficiu eventual legat de mesele cumva mai bogate în lipide, care în general sunt caracteristice acestor pacienți. Și atunci mă orientez către o moleculă nouă care se numește chitosan. Este extrasă din chitina crustaceelor și care are rolul să înglobeze practic lipidele, grăsimile, și să le elimine în aproape în totalitate, să le elimine așa cum au fost ingerate. Mai mult decât atât, aș administra și vitamina C, pentru că este un foarte bun produs, este un antioxidant prin excelență și mi-ajută foarte mult acest chitosan să lege mai bine grăsimile consumate și le și elimină ca atare. Și în sfârșit m-aș orienta și către un produs antioxidant care să-mi crească oxidul nitric la nivel endotelial, să aibă și un efect antioxidant și care să-mi stimuleze toate aceste efecte, dacă se poate chiar să-mi blocheze transformarea colesterolului rău în variante oxidative. Și atunci, toate lucrurile astea la un rog ar însemna să dau câte un produs pentru fiecare. Pacientul nu este compliant. Pacientul uită de cele mai multe ori să le ia pe toate patru și cu siguranță mai are și altceva pe lângă, și atunci acest produs inovator le înglobează pe toate într-un tot unitar cu chiar recomandarea de a le folosi la fiecare masă dacă este acest produs, să-l fie folosit la fiecare masă dacă ea este mai bogată. De regulă se recomandă un singur plic pe zi, dar la fel de bine se poate merge până la doza de 3 pliculețe pe zi, cu un pahar de apă înainte de masă, tocmai ca să apuce să-și facă efectul și să intre în acțiune. În general, când este dizolvat în paharul cu apă, el nu se dizolvă în integralitate, pentru că voi avea exact acele fibre de care spuneam că am nevoie. Și iată încă o recomandare la pacienții care nu pot să mănânce fructe și legume crude. Există această variantă care poate fi extrem de utilă pentru ei, practic exogen, dintr-un aport exogen. El trebuie consumat, cum spuneam, înainte de masă, cam cu 10 minute. Dar trebuie să aibă răbdare, pentru că se poate la început, pentru câteva zile, efectele să exacerbeze, în sensul că balonarea să fie mai serioasă decât de obicei. E posibil să nu avem un tranzit bun încă de la bun început, câteva zile însă trebuie să așteptăm să se instaleze și efectul, până la o lună de zile. Care este profilul, doamna doctor, pentru că ne apropiem de final, care este profilul celor care au nevoie de o asemenea soluție? Spuneam mai înainte, sunt persoane în general supraponderale obeze, cu tulburări de tranzit, care nu au neapărat o cauză funcțională sau în mod special o altă patologie, care au o viață sedentară, care au o alimentație dezorganizată și nesănătoasă. Și pe ce perioadă este necesar administrarea acestei terapii? Se poate recomanda pe o perioadă nelimitată, nu creează dependență, nu are vreo restricție, ba din contră, poate fi un adjuvant foarte bun pentru terapia indicată de medicul curant, nu interacționează sub niciun fel, ba din contră are un efect de protecție și un beneficiu extraordinar, potențând și alte medicamente cu același rol, ca să zic, de prokinetic eventual sau probiotic.
Care sunt, din experiența noastră clinică, beneficiile acestui supliment nutritiv? Beneficiile, în primul rând, ar fi legate de acest aport, un aport, cum să spun, aproape maxim de fructooligozaharide, adică de acele prebiotice. Greu pe care le poți lua greu din alimentație și mai ales în anumite situații aproape câteodată ți e imposibil. Pe de o parte, pe de altă parte am observat că acele manifestări neplăcute de disconfort abdominal, de balonare, se rezolvă treptat și pe un termen destul de lung. Pe de o parte, pe de altă parte, cel mai deranjant lucru este într-adevăr încetinirea tranzitului intestinal, care se reglează, așa cum spuneam, de la prima săptămână până la prima lună de administrare. Nu există restricție, poate fi folosit de un pacient de peste 18 ani. Mulțumim foarte mult, din păcate am ajuns la final, doamna doctor. Mulțumim pentru toate sfaturile date. Revenim după publicitate cu subiectul emisiunii.